La mulți ani, Teo! Oare unde ar plânge? Pentru Teo. Aici o să dormi eu. Și un mic refresh. Mulțumim, Anca, de la Bob. Cu plăcere. Și gata. Cam asta a reușit Anca să facă. Super drăguț. Mulțumesc. Salut. Salut, tati. Ce fac codițele noastre? De ce plânge Teo? Ce să vrei tu? Păi ai coafură. N-are ce să-ți facă. Pe mine doar m-a spălat atât. Salut! În maxim 30 de minute trebuie să fim plecați din localitate. Rămâneți aproape să vedeți unde plecăm. Și pentru cât timp? Bagaj, mult bagaj. Trotinetele electrice. Pregătită! Am terminat, mergem! Bagajele sunt în mașină, bebe la fel, cu Mara și bunica. Și acum mergem și noi. Eu cu pălăria. Adică sac. Eu cu coada. Eu cu ochelarii bunicii. Și uite-ți acasă. Engage. Pregătiți? Plecăm la drum! Să avem drum bun, Doamne ajută! Oare care va fi destinația? Scrieți-ne în comentarii. Cine ghicește e cel mai tare? Unde mergem? La munte, la mare, în țară sau în străinătate? Nu am spus nimic, nicăieri, momentan. Am dat câteva indicii în comentarii. Acum alegem destinația. Gândește, e distanța cam lungă și nu-și dă seama destinația finală. Ba da, iată-o! 7 ore și 1 minut. Doamne ajută! Să avem drum bun! Mergem paralel cu trenul. Și ne depărtăm ușor, ușor de tren. Este acolo. Vedeți, fetelor, trenul! Și bunica se uită la tren, că doar pe ea o prind în cadru. Uite și pe Teo. Deja ne pregătim pentru un popas, un prim popas. Alimentăm. De la vize. Gâze, gâze, multe gâze. N-am mers nici 50 de kilometri. Mamă, da uite aici, ce strivite sunt. Și pe aici. Deci așa ceva. Avem încotro. Hai, tati, hai, spor. Ce-ai găsit? Suc de cătină. Cafeluță. Ne-am luat rezerva de energie. Pentru drum. Cafeluță înghețată, nu-i ziceți mare. Cred că voi așa, dar n-are voie, că-i copil. Am luat-o și pe Ariu, da? Avea și nevoie de un pic de aer. Și mâncăm pizza de la petrecere. De la petrecerea Teodorei. Cafea fără zahăr pentru mama. O hrănim pe Ari și apoi plecăm. Stăm un pic aici în parcare până când termine de sub. Să vă dăm un indiciu. Călătoria aceasta face parte tot din cadoul pentru ziua Teodorei. La mulți ani, Teo! Mulțumesc! Iar destinația este una exotică. Ce părere aveți? Ați ghicit? Așteptăm un răspuns în comentarii. Cine ghicește primul? Și nu numai comentarii, dacă vă plac surprizele pe care le-am făcut Teodorei, apăsați cu toții butonul de like! Aproape să mai facem un drum la o clinică veterinară. Ne-a sărit un cățel în fața mașinii, nu eram în localitate și aveam viteză. Noroc că am reușit să-l evităm. Da, am frânat cât am putut de mult, în ideea în care nici să ne punem noi în pericol, dar nici să pățească ceva cățeluș. Am frânat și l-am ocolit un pic. Și a scăpat. Și era un bișon ceva. Da, 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 era de rasă, alb. Ia priviți imaginile. Nu. A scăpat. Așa că, atenție, dacă aveți cățeluși și țineți la ei și iubiți, vă rugăm, țineți-i în case, în curți, în puști, în lesă, în ceva, să nu mai iasă în stradă unde sunt pericole. Noi deja încercăm să salvăm un cățeluș călcat de o mașină.
chiar astăzi am primit un mail de la o clinică din București cu necesarul pentru operație. Cățelul are fracturi multiple. Mimi, despre ea e vorba, cea pe care a găsit-o Teo în mijlocul străzii, în afara orașului. Iar ca să se facă bine, trebuie neapărat operată. Iar costurile, din păcate, sunt pe măsură. Așa că dacă dorința Teodorei a fost să cheltuie pentru un cățel, se pare că nu a fost pentru ce și-a dorit ea. Ea își dorea un pomeranian, pomeranianul acesta a costat în jur de 2000 de euro. Ei, noi o să ajungem cu 2000 de euro la tratamentul lui Mimi. Dar încă nu suntem hotărâți, trebuie să-i mai facem un set de analize spre sfârșitul săptămânii, să fim convinși că e spre vindecare, să nu o operăm și să... Și să o pierdem, pentru că ea nu are numai problemele astea. Are și râie, are intoxicație, a mâncat o travă, are și blocaj intestinal. Multe, multe alte probleme pe care medicul veterinar încearcă acum să îi le trateze ca apoi să ajungă la operație. Așa că veniți cu un mare like să o susținem cumva moral pe Mimi, a lui Teo. Mi s-a făcut foame, servim prânzul. Avem aici o cutie întreagă cu mâncare și prăjituri cu sempunguțe și aperitive. Ia să vedem ce alegem. Cadouri pentru Teo. Încep taxele. Prima taxă, taxa de pod, pe care am auzit că vor să o scoată, deoarece drumul este în reparații și pentru a nu crea și mai mult disconfort șoferilor, s-au gândit să elimine această taxă până se repară podul. Bună ziua! Cât mai e? Mulțumim! La revedere! La revedere! De fiecare dată când trecem podul Fetești-Cernavodă, dacă nu o luăm pe la casa de taxare, uităm să trimitem SMS-ul și așa că să fim siguri. Nu uităm niciodată, dar trebuie să stai să-l trimiți. Sau era să uităm, dar să eliminăm stresul. Exact, doar elimini stresul, pentru că altfel zici, stai, trimit acum, dar atât, n-ai uitat niciodată. Uite, podul Angel Salini, care reprezintă calea ferată peste Dunăre. Am avut dreptate, deci am auzit bine informația de la radio, podul este în reparații. E în reparații drumul. Și cam asta a fost toată autostrada, în câteva sute de metri ieșim. Să vedem ieșirea. V-ați dat seama unde trebuie să ajungem? Unde îi vom face o altă surpriză Teodorei? Am coborât de pe o autostradă. Voi cred că ați văzut deja pe indicatoare pe unde ne aflăm, așa că scrieți-ne în comentarii care credeți că e destinația finală. Și ușor, ușor, avem nevoie de pașapoarte ca să ne continuăm călătoria. Pentru că... Zine tu, mami. Ieșim din țară! Deci surpriza Teodorei va fi și mai mare. Sunt sigură că mulți ați presupus unde mergem, dar aici în țară, ei mergem în altă țară. Scrieți-ne acum în comentarii dacă aveți idee unde mergem. Vama! E liber! Și nu avem pe nimeni în fața noastră la control. Ceea ce înseamnă că o să meargă repede treaba. Bună ziua! Bună ziua! Așteptăm pașapoartele. E super lejer. Și de 10 km încoace nu am mai avut mașini în față. Nici măcar. Bună ziua! Mulțumim frumos! Mergem! La revedere! La revedere! Acum să ne plătim... Vinieta în Bulgaria. Nu se vând viniete aici. Dar aici era, știi? Dar unde se vând? Nu se vând viniete aici. Ia uite aici câte tiruri așteaptă, tati. Oh my god! Deci dacă vrei să vin înapoi, coada asta, eu știu, o luai pe contrasens cum am luat sau celălalt. Dar dacă te întâlnești cu cineva care merge pe sensul lui, ce faci? Și coada continuă. Cred că se stă cu zilele la rând aici. Nu mă refer la mașinile mici, mă refer la tiruri. Bam! Uite câte sunt! Vine unul spre noi. Bagă-te acolo. Dar acum, sincer să fiu, ar trebui făcut culoar separat pentru mașinile mici. Sau culoar separat pe care să stagneze tirurile. O parcare, ceva. Mai avem de parcurs aproape 2 ore. Până la destinație. E foarte frumos orașelul acesta, dar este cam pustiu. Primii oameni.
foarte ciudat și totul este închis, adică... Am găsit într-un final vinietă de cumpărat. Vremea e bună, e soare, în schimb e cam friguț. Nu e încă afară de tricou. Ați ghicit unde suntem. Dar nu știți care e destinația noastră finală. Mami, destinația finală care e? Undeva departe. Până la noapte ajungem. Oare unde ar ajunge? Echipa noastră. Ariana, zi-a. Ariuca a fost neliniștită aproape tot drumul. A dormit de vorbit cu bunica. Acum e bine. Și umblă la ceasul lui tati, l-a blocat acum. Hai să-i ieri. Oare unde ajungem? Sună răbătoare. Scrieți pe link. Scrieți în comentarii. Eu nu știu nimic. Poate știți voi. Ne continuăm călătoria. V-ați prins unde am ajuns? Acum unde credeți că mergem în Bulgaria? În Bulgaria, în Bulgaria, dar unde? Veți vedea în curând. E oficial prima călătorie în afara țării cu Ariana. Deja născută, pentru că ea a călătorit în mai multe țări, dar în burtica mea. Și aici putem enumera Spania, Italia, Austria de două ori, Franța, Germania și tot așa. Și în Cehia, da. Se lasă seara și afară e din ce în ce mai rece. Sunt 8 grade, dar sperăm să se facă mai cald weekendul ăsta. Ajungem la munte sau la mare? Sau poate într-un city break cu toată familia. Poliția e acolo. Vedem. Nu uita să faci dreapta și să urmezi drumul 2 km. Așa ți-a zis navigația. Ce se întâmplă aici, tati? De ce ai făcut un platou? Să mai dăm indicii abonaților. Tot trece timpul, trece. Noi ne apropiem de destinație. Și unii dintre voi încă nu au ghicit unde mergem. Am ajuns! Nu mi s-a părut o călătorie atât de lungă. Până la Craiova parcă am mers mai mult. Și am ajuns cu bine. Bunica vine și ea după ce îmbrăcăm bebele. Pentru că aici e cam friguț. Foarte friguț. La 7 și la 2 e friguț, nu te o. Va fi bine. Hai, bebe. Să mergem. Așa. Gata. Opa, toată gașca. Bunica, ca să fim toată gașca. Bun, pentru Teo. Și ne punem brățările. Ce-mi plac brățările astea? Sunt din materialul din plastic. It's okay, it's okay. Okay, thank you. I have a green one. Hey, thank you, Zibri. All the children want bracelets. Yeah. Ok, și brățara mare. Și bunica are brățară. Să-l așteptăm acum și pe tati cu pașapoartele. Eu am plecat după pașapoarte pentru că le-am uitat în mașina. Fetele deja cred că au brățările puse. Ce aveți voi? Brățar, du-te și spune-ți. Bunici aici? Restaurantul s-a închis la ora 9 acum. Dacă ne grebeam un pic, îl prindeam, dar gazdele noastre ne-au pregătit sandvișuri, gustări, fructe și dulciuri. Mulțumim! Și eu cu brățărică, că fără mine nu se poate. Hello, we are here with the manager of the Miramar Hotel. Yes, welcome. Thank you. We are welcome to come here. And I hope to spend a very nice place. We enjoy it. Thank you very much. With us, yes. Thank you. Să luăm acum câte un sandwich. Ok. Let's go. Ok, thank you. Let's go. Vedem camerele. Hai, la 4. Am luat ceva mâncărică. Da. Hai, voi vă duceți pe aici, intru și eu cu voi, în cap, în cap. Ați ieșit deja 4? Urcă. Dacă veneam mai devreme cu 20 de minute, stăm la masă. Da. Haideți în cameră. Hai. Bebe.
Acum ajungem, sunt curioasă cum sunt camerele aici și tata Teodora va fi încântată de această surpriză. Yay! Cred că e acela, sperăm. Iar eu în camera 1457. Intrăm? Intrăm! Tata intră primul. Aici e camera fetelor cu bunica. Și acum să mergem și în camera noastră. Avem vedere la mare? Vedere la mare, oare? Se aude marea! Wow, și suntem fix așa, în fața ei! Încă de să ne aduc aici. E frigut! Hai! E super, abia aștept să vedem peisajul ziua! În cameră! Mergem să vedem și camera noastră! Merg și eu! Ia să descoperim! 3, 2, cadoul pentru Teo! Aici să dormi eu! Cam aceasta este camera. Camera are birou, 3-4, oglindă și șifonier. Haide să vedem și baia. Este foarte mare baia. Bravo! Și pe acolo avem toaleta. Eu zic că e suficient de bună. Hai să vedem ce e în dulapul ăsta. Ia să vedem. Ta-dam! Ce avem în dulap? O fetiță și încă o fetiță. Și o gecuță. Și o gecuță. Uite și stendă, vezi? Mergem acum după bagaje. Avem un lift mai aproape de camerele noastre. Hai! În extra sezon, tati, așa e. Tati e acolo. Pune bagajele. Câte bagaje! Nu sunt toate? Astea sunt bagajele aproape, tati. Oh my god! Pentru 4 zile. E perfect așa. Am reușit să urcăm cu o parte din bagaje. Ia să vedem ce face Briuța. Cu bagajele. Hai cu bagajele. Aici. Și ăsta. Și ne mutăm. Managerul a hotărât că nu încăpem. Cred că n-a știut câți venim. Cel care ne-a invitat aici nu i-a spus exact numărul. Și aveam niște camere mai mici. Acum ne mutăm într-o cameră mai mare. Aici stau fetele și aici. Am alergat bine, ne-am tot plimbat dintr-o cameră în alta. Cum e aici, mami? E super frumos, îmi place foarte mult, numai că fetele vor să ne invadeze, deși ele au camera lor. Avem un balcon, tot cu sea view, vedere la mare. Tati trebuie să arăt și pe celălalt cât de mare era. Aici e doar un colț de balcon, așa e balconul nostru. Fetele e balconul ăsta. Și în cealaltă cameră pe care am schimbat-o aveam dita mai balcon, cât un colț întreg. Aici avem două băi, o baie aici, da? Două baie, cu duș, și a doua baie, o cabină de duș. Ah, e și aici duș? Hai, tati! Dragă aventură! Cărăm iarăși bagajele. Și ușor, ușor, ne băgăm și noi la nani. Am ajuns la Reina del Mar, de fapt nu la Reina del Mar. Am ajuns la HVD Miramar și HVD Reina del Mar. Deocamdată suntem cazați la Miramar, pentru că în weekendul ales de noi pentru această aventură, Reina del Mar este închisă. Complexul Reina del Mar este închis. Dar mâine mergem și acolo. Așa? Azi mergem acolo! Acolo și aici, să vedem unde vom fi. Pentru că în perioada 18 iunie 25 iunie 2023 vom fi aici și vă așteptăm să fiți alături de noi în acea perioadă. Așa că mai multe detalii în vlogurile următoare și pe Insta Story. Fiți aproape. Bună dimineața. Bună dimineața! Și pe cine avem noi acolo? Bună dimineața tuturor! Acesta este view-ul pe care îl avem noi de la prima ora dimineții. Da, în sfârșit ați ghicit, suntem la mare! Dar unde? Nu vă spunem! Briana ne ajută să îmbrăcăm pe Ari. Schimbăm ținuta.
Acum mergem la micul dejun. Și-am pierdut-o pe mama. Da, nu mai e în cameră. Ariuca aici? Bulgarii nu au parter. Okay. Noi suntem aici de etajul 4, dar dacă ar fi să socotești de la noi din țară, ar fi etajul 3. Nu știam. O mulțime de cereale, fructe confiate și biscuiți, compoturi, ciocolată. Ciocolat. Și portocale, grapefruit, uite la și câte, și mai câte cereale pentru vri. Briana să-și aleagă tipul de cereale. Hai, așa, așa. Doar de-asta. Și așa vrei? Da. Fără ce față de noi. Leptic cald. Și o lingură. Poftea bune! Wow! Zona de cornulețe și pinici e foarte bogată. Clătite. Sunt făcute deloc, direct în fața clientului. Ciupercuțele lui mami preferatele, de fapt. Favoritele mele, ia să-mi pun câteva. Ce vrei tu, Teo? Uite-te la ce vreau. Hai să-i spui ceva. De aici? De aici? Sau de aici? Ne luăm farfuriuța. Și hai drăguța. Vrei așa sau așa? Așa. Cum? Așa. Uite așa. Ce bine arată. Ce acolo vezi? Ce-i ăla? Mi-a făcut acolo un nou proaspăt. Ei văd că le gătesc pe ambele părți. O să-i zic să mi-l lase doar așa. Nu, 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 enough, enough. Just like this. Thank you. Iar acum să încerc să-mi pun și eu ceva de mâncare. Au atâta diversitate la micul dejun încât nu știi ce să alegi. Și nu mă așteptam ca în extra sezon să fie așa. Deci foarte, foarte multe lucruri. Oare cum e în sezon? E plăcintă. Aici. Și-am văzut și acum o plăcintă pe care își vreau. Asta. Nu arată bine? Arată super, mami. Mai puțină mâncare. Că n-am pus mult, uite. Perbuță. Nu știu pe care să o aleg mai întâi. Pâinea, ou e favorita mea. Dar avem aici trei sortimente. Am luat așa și așa. Eu sunt curioasă exact ce e cealaltă. Unde Nutella? Am ajuns la raionul de gânzeturi. Oare ce să aleg? Alege tu, Mara. Brânză frumoasă. Avem aici cuscus. Macaroni. E un fel de cuscuș, cine vrea? Cui bun? Ia, vreau! Priviți-l! Asta e meu! E al tău! Iar aici este zona cu mâncare pentru bebeluși. Inclusiv așa ceva avem. Ai voie? Dacă ai nevoie. Și un ceiuț cald. Să avem poftă! Ia să vedem ce face mama. Pui miere? Și fagure. Aici fagurele. Poftă bună. Suntem în recepția hotelului și am găsit un magazin. Un aici? Suma. Hello. Au foarte multe chestii. Mai bot. Hai, Bri, atentă, da? Da. Hai, Bri, așa, asta. Hai, în față. Ține-o,
Numai cu trandafiri. Este arătarea cu trandafiri. Aici. Pentru buze cu trandafiri. Să pun orice. Da, și nici nu știu. Sunt foarte scumpe. Mergem să căutăm scenă pentru fete. Oare o vom găsi aici în Bulgaria? O scenă internațională pe care ele să-și cânte melodiile. Happy, happy, happy birthday. De aici mergem la Reina del Mar să căutăm scenă pentru fete. Haideți, fetelor, haideți, sus, sus, sus. Am pornit către mașină ca să luăm trotinetele ca să ne putem plimba. Toată lumea în vagoane, urcați la bord. Am pornit. Wow. Mergem la mașină să luăm trotinetele. Gazda noastră de astăzi este Gheorghe, zis și George. Hello, George! El ne va prezenta resortul Reina del Mar și ne va ajuta să găsim o scenă pentru fete. Oare vom reuși? Vor reuși fetele să cânte astăzi pe o scenă internațională? Aici suntem la Miramar. În spate este marea și în față sunt munții. Sau copaci. Vine și mama. Am plecat! Toată familia și cu Ari. Deja am intrat în Reina del Mar. Tam, tam! Am ajuns! Ne dăm jos? Gata! Și vedem hotelul și camerele de aici. Am ajuns la recepția Reina del Mar. Să vedem dacă fetele pot cânta aici. Reina del Mar înseamnă regina mării, the queen of the sea. Iar aici e scena, fetelor. Serios? Da. Pe scenă? Fetelor, să cântăm! Happy birthday! Spectacolul continuă și de aici. Fetelor, să-i dăm drumul! Este ziua mea, azi e sărbătoare. Vom veni împreună toți cu mic, cu mare. Voi avea confete, zucării, baloare. Vom da saferi în urcât mai populare. Astăzi e ziua mea, tra-la-la-la-la-la. Cu toți ne vom distra, tra-la-la-la-la-la. Happy, happy, happy birthday. Vine și doctor. Oare unde ne duce George? Ia, ia, ia. So heavy. Riana încearcă să facă abdomene aici, da? Și acum, te ridici și faci așa. 1, 2, hai. Hai. Uite așa 1 2 3. Mara e pe 5 kg acolo. Da? 35. Ia să vedem. 3, 2, 1 și ce se face acolo? Mami, ce e asta? Sunt scări, să urci trepte. Briana vrea aici. Bri, te-ai așezat la cel mai dificil aparat. Hai, Mara. Urcăm scările. Poți să dai viteză mai mare? După 2 minute de mers. Nu e cale 2 minute, în minut. Și mami. Și mami. Ce s-a deschis, dar de unde? Toată familia pe mișcare. Și acum să vedem dacă putem cânta așa. Ce ziceți, fetelor? Cântăm? Astăzi e ziua mea. La 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 la. Cu toți ne vom distra. La 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 la. Happy birthday. Am mers 11 etaje. Și-am consumat 29 de calorii. Mami, tu? Da, priviți-mă și pe mine, am început să pedalez. Eu pedalez de mult, dar n-am avut deschis ecranul. Acum să vede. Vreau pe bandă. După efort, trebuie și hidratare. 50.
Pentru maraton ușor, ia să-mi pe tine. 50 de kilograme, tati? Nu prea am eu ținut adecvată, dar... E ușor să am spatele e drept. Super! Ne apucăm de... mișcare. Am văzut eu ceva, îmi pun telefonul acolo și îl trebuie să-l țin sus. Că dacă ai dat drumul... Se sparge telefonul. Aici să punem telefonul. Ce zice? Ia, mă ridică! În 3, 2, 1, start! Și crește în viteza, din ce în ce mai mare viteza. Cum e, Mara? Nu e bine, Mara, am spatele drept. Vrei merge? Nu, mai ușor. Așa, bravo! Hidratare aici, abia aștept să vă văd pe toate trei cântând pe bandă! Happy birthday! Voi fi la lățime, voi fi cea mai tare. Voi primi cadou, tot o frățisare. Atenție, fetelor, și astăzi e ziua ta. La 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 la. Este caldă! Trei și... Nu, acum! Venim la vară și veți sări destul! Vă așteptăm și pe voi în perioada 18-25 iunie 2023 să vă întâlniți cu noi la Reina del Mar în Bulgaria, dar și la Miramar! Și la ziua mea! De ce să nu facem o scenă și din centrul spa? Astăzi de ziua mea, tra-la-la-la-la-la, pornim petrecerea, tra-la-la-la-la-la, și toți îmi vor ura, tra-la-la-la-la-la, happy, happy, happy birthday! Și avem aici o baie de abur! Oare sună bine happy birthday aici? Happy! Deja pregătite de o saună uscată! Să ne mergem! Happy, 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 happy birthday! Am învățat lecția! Aici e zona de relaxare? Și abia așteptăm să vă arătăm ce ne oferă! Ia veniți! Avem o saună finlandeză! Oare cum se prezintă ea? Piatră încinsă! Și vedere panoramică! Cum e să stai la saună și să privești marea? Vis! Și abia așteptăm să vedem viluțele de acolo, unde vom fi cazați la vară! Să dăm drumul la spectacol! Timpul se scurge! Fierbinte! De ce să nu intrăm în camera cu gheață? Atunci când sauna este funcțională, acest aparat creează gheață și lumină și e foarte bine pentru organism ca după căldură să vii la frig și apoi iar la căldură și tot așa. Astfel, imunitatea organismului crește. Un perete și să facem o poză cu peștele tridimensional! Happy, happy, happy birthday! Wow! Aici este nivelul de sus de la lobby bar, unde ne putem din nou relaxa, dar și cânta! Dar și juca! Oh. Prima, rotineta Teodorei.
Teo, nu vrei plovărul? Nu. Și bebe la plimbare cu trotineta ei? Merg eu pe ea. Hop. Bravo! A văzut singură! Cu trotinetele în hotel! Cântăm pe trotineta! Vine și Mara! Și noi venim! Și chiar am găsit o scenă reală în mijlocul resortului! Ce părere aveți? Cum vor suna piesele fetelor aici? 3, 2, 1 și... Happy, happy, happy birthday! Astăzi de ziua mea, la 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 la, pornim petrecerea, la 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 la, și toți vor ura, la 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 la, happy, happy, happy birthday! Vom vedea vilele, locurile de cazare cele mai selecte din Reina del Mar! Aici există și etaj, piscină proprie în curte interioară. Azi e o zi mare, se pun rochiță, pantofi și pampoane. Curțiunea asta e cumva doar a ta când ești cazat. Da. Bine, bănuiesc că poți să te vin toată piscina, nu zice nimeni nimic. Arată bine. Abia aștept să mă relaxez aici. Aici? Ține? La umbră? Ține? Ține? Nu caz? Nu caz. E foarte bine. Avem și umbrele în caz că e prea mult soare. Sus la parte. You can check the minibar. Minibarul e plin! Plin de bunătăți! La fel și sus avem șampani. Yes. Ce drăguț! Avem o baie aici. Cu duș. Faină. Mergem către dormitoare. Haideți și voi. Wow, arată super. Să începem cu baia. La fel ca cea de jos, cu cabină de duș. Dormitor. King size. Cu saltelele lipite, să zic așa. Vedere către piscina interioară. Tati, ai și birou unde să editez și să le arăți abonaților noștri toate minunățiile pe care le vedem noi aici. Abia aștept. Și vă așteptăm și pe voi. Scrieți-ne voi în comentarii perioada în care noi vom fi aici. Repede, repede. Și dormitorul pentru copii cu paturi separate. Nu acum, Bri. Și papucii sunt interesanți. Wow! Ia aici. Și băncuță. Unde să ne putem schimba? Dar numai acestea sunt cazările de aici de la Reina del Mar. Să vedem mai multe locuri. Poate alegem altceva. Aici avem zona de relaxare centrală, cu piscină încălzită chiar și vara. Abia aștept să mă plăcesc. Așa sigur îmi va plăcea la piscină, dacă e încălzită. Aici avem cel mai popular restaurant din resort. Este un restaurant a la carte, în care poți veni oricând în timpul dimineții și al prânzului, dar pentru cine trebuie să faci rezervare? Rezervare este mâncare în stil italian și stil gourmet. Cineva e supărat, nu-l luăm în brațe și nu mai vrea să cânte, nu-i nimic. Voi cânta eu în restaurant. Happy, happy, happy birthday! Acum e mai bine, Evri? Mașina poliției. Nina, 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 Nino. Uite, vine poliția. Wow. Acum toți supărăcioși în mașina de poliție. Repede, repede. Așa. Aici ești arestată.
ghidi, ghidi, ghidi. Program de înveselire pentru toți copiii și orași. Aceasta este mașina angajaților de la Securitate Hotel. Și dacă hotelul este fix la malul mării, haide să vedem marea. Aici avem alt restaurant a la carte și The Pool Bar, barul de la piscina. Restaurantul acesta e pe specific pescăresc, să spun așa. Ce drăguț! Și iată cum escavatorul întinde munții de nisip pe plajă. Am ajuns în deșertul Sahara. Nu se vede nimic decât nisip. Oare vom ajunge vreodată? O descălțăm și căutăm schimbul. Cum ești, Luis? Stă bine, stă-i? Ți-a plăcut de mare? Să ne curățăm de nisipia privitii și cu apă. Înainte, după. Chiar așa, Luis. Angajații ne-au adus un prosop să ștergem bebele, să-l lăsăm pielul. E deja zvântată. Mai sus. Ce usută la picioare! Și cu lichid amestecat. Briuca e la căldurică. Ușor, ușor ne îndreptăm către hotelul nostru, dar înainte de asta trebuie să vă mai prezentăm câteva camere. Să vedeți și voi cum sunt camerele din hotel. Pentru că acolo sunt doar vilele. Altă piscină foarte mare și loc de joacă acolo în spate. Aici avem un restaurant a la carte mediteranean și aici loc de joacă pentru copii cu două piscine încălzite vara. În sfârșit, marea vorbește. Iar acolo avem clubul pentru copii. Ce faci, Teo? Distracție. Amuzant, Mara. Uite ce cățeluși drăguți. Prinde. Nu uita că potrivit tuturor copiilor. Dar mai ales celor mici. Da. Și acolo avem copilași care se joacă. Au cucuri. Mara. E imposibil. Ai reușit! Nu vine să cred că am reușit! Una! Bravo, Teo! Bravo! Mara se va da pe cel mai mare tobogan de aici! Viți cât e de întortocheat! Mergem în joc! Abia aștept să mă dau pe tobogane! Te dăm aici pe ele mari? Eu zic că da! Se urcă greu, eu sunt cam mare pentru astea. 3, 2, 1 și... Sura mare!
ne dăm pe cel care nu e întortocheat tot la același etaj. Acum să încercăm! M-am urcat și în 3, 2, 1 și... M-am blocat aici! A fost fain! Mai fain din asta! Tati, mă împurt! Hai! De tare! Cât de tare? Tare, tare! Viteză! Loc de relaxare pentru părinți atâta timp cât copiii sunt la joacă. Aici se găsesc dulciuri înghețate, cafele, sucuri și așa mai departe. Everything everywhere. Abia acum vedem camerele din hotelul Reina del Mar. Ne aflăm la etajul 3. Să vedem ce camere găsim aici. Standard la lavabo. Intrăm într-o cameră dublă standard. Să o vedem. Ce avem aici? Începem cu baia, care dispune de două chiuvete și... și duș. Birou. Avem partea de minibar cu cafea, snacks-uri și, de asemenea, frigider echipat. Un pat format din două paturi duble și canapeaua extensibilă. Camera dispune de o terasă generoasă cu vedere la mare. E foarte frumos. Să știi, tati, că mie îmi place și în hotel, nu numai la viluțe. Chiar așa. N-arată rău deloc. Iar acesta este un apartament. Avem o cameră aici. Și hai să-ți arăt ceva. Vino repede. Camera cealaltă pe care doar ce-am văzut-o e conectată cu acest apartament pentru o familie mare ca a noastră. E camera în care am fost adineau. So big. Yes. Și aici mai avem o cameră. Avem o cameră cu baie proprie și zonă de birou. Cameră cu paturi twin. Paturile sunt twin, dar salteaua e king size, așa că doar camera aceea era cu paturi twin, pe care doar ce-am văzut, acesta este pat king size, cu vedere frontală la mare. Adică vedem marea direct în fața noastră. Wow. Ia priviți. Ce piscină. Îmi place foarte mult faptul că balustradele sunt total din sticlă și avem o vedere mai frumoasă și lumina care intră natural în cameră. Briana rămâne acolo pe fotoliu. Îi pare rău că nu poate să se joace și ea pe aici cu noi. Teo a rămas cu mama și cu Ari. Ia să vedem marea în fața noastră. Vezi și toate zonele de piscină, atât cea a copiilor, cât și cea pentru adulți. Cele pentru adulți, că sunt mai multe. Și priviți acolo cum șezlongurile stau în apă. În living, canapeaua este extensibilă și se creează loc pentru doi copii. Să deschidem șifonierul. Wow, se deschide așa. Și e dita mai dressing-ul. Să vedem și în partea asta. Ta-dam! Mare. Spațiu mare pentru bagajele tale. Poți veni și tu aici, alături de noi. De aici mergem la Miramar să stăm la masă. Ne e foame. Întâi mergem să îmbrăcăm pe... Bri! Și apoi coborâm la masă. La prânz! Vă așteptăm și pe voi! Reina del Mar și Miramar. Dar nu uitați, perioada 18-25 iunie 2023. Vom fi aici! Vă așteptăm să cântăm împreună! O mulțime de cereale, fructe confiate și biscuiți, compoturi, ciocolată. Și portocale, grapefruit, câteva. Și câte, și mai câte cereale pentru Bri. Briana să-și aleagă tipul de cereale. Hai.
Așa? Așa? Doar de asta. Doar de asta. Și așa vrei? Da. Foarte ce față de noi. Lepti cald. Și o lingură. Poate bune. Wow. Zona de cornulețe și pinici e foarte bogată. Clătite. Sunt făcute de loc, direct în fața clientului. Ciupercuțele lui mami preferatele, de fapt. Favoritele mele, ia să-mi pun câteva. Ce vrei tu, Teo? Uite-te la ce vreau. Hai să-i spui ceva. De aici? De aici? Da. Sau de aici? Ne luăm farfuriuța. Și hai drăguța. Vrei așa sau așa? Așa. Cum? Așa. Uite așa. Ce bine arată. Ce acolo aveți? Mi-am făcut acolo un nou proaspăt. Ei văd că le gătesc pe ambele părți. O să-i zic să mi-l lase doar așa. Nu, 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 enough, enough. Just like this. Thank you. Iar acum să încerc să-mi pun și eu ceva de mâncare. Au atâta diversitate la micul dejun încât nu știi ce să alegi. Și nu mă așteptam ca în extra sezon să fie așa. Deci foarte, foarte multe lucruri. Oare cum e în sezon? E plăcintă. Aici. Și-am văzut și acolo plăcintă pe care vreau. Asta. Nu arată bine? Arată super, mami. Mai puțină mâncare. Că n-am pus mult, uite. Perbuță. Nu știu pe care să o aleg mai întâi. Pâinea cu ou e favorita mea. Dar avem aici trei sortimente. Am luat așa și așa. Eu sunt curioasă exact ce e cealaltă. Unde e Nutella? Am ajuns la raionul de gânzeturi. Oare ce să aleg? Alege tu, Mara. Brânză frumoasă. Avem aici cuscus. Macaroni. E un fel de cuscus, cine vrea? Pui bun. Ia, vreau. Priviți-l. Asta e meu. E-al tău. Iar aici este zona cu mâncare pentru bebeluși. Inclusiv așa ceva avem. Ai voie? Dacă ai nevoie. Și un ceiuț cald. Să avem poftă. Ia să vedem ce face mama. Pui miere? Și fagure. Aici fagurele. Poftă bună. Legătura dintre hotelul Reina del Mar și hotelul Miramar este făcută de o simplă... Ale, uitați-o, aici, și aici, de aici începe Reina. Aici Reina, acolo e Mira. Hai, mami! 3, a treia hora. Hai, Mara, hai. 3. Hai, încă o dată. Hai. 3. Încă o dată.
X și 0. Pierzătorii. Avem pierzătorii. Ce vrei să spun, să mănânci? Sushi. Wow, dar câte tipuri de sushi. Nu știu ce o să zică Mara, o să aflăm imediat. Câte tipuri de sushi. Căpșunele. O căpșună mică. Aha. Pune și mie. Mai pune. Hai, pune. Am avut mare noroc. În ultima zi, bine, țităm. Da, în ultima zi. Ia privește cât wasabi. Serios? Eu credeam că e guacamole. Nu, wasabi. Am zis să-mi pun așa o lingură mare. Nu. Nu pune. Pizza? Câte tipuri. Tu ce alegi? Sushi. O grămadă de varietate de pește în seara asta. Somon. Alt file. Boipo. Un pește bun. Nu, erau acolo trei tipuri și aici mai e pește. Și ea privește. Acesta este Laura. Ce ne-a zis mama că a făcut Mara într-un vlog. A povestit, a amintit. Pilaf în pâine. La noi nu se practică. În seara asta avem foarte multe deserturi bune. Tiramisu, mus de ciocolată. E bun? Și niște prăjiturile foarte bune cu banană. Ia să tăiem una să vă arăt. Mara, asta e cea mai bună prăjitură. Așa wow. Arată. E cu banană și ciocolată. Hai că abia aștept. Îmi place cel mai mult pană. Acelea ce sunt? Ciocolată. Wow, cât de bine arată. Poftă bună. Mulțumim. Toate sunt foarte bune în seara asta. Bine acum, așteptați-mă. Am găsit telefonul. În cameră, l-am pus la încărcat. Afară încă e lumină și noi mergem la o petrecere! În stilul nostru caracteristic. Petrecem și aici. Da. Cu Ariuca. Hai să învelim. Să învelim bine. Înalt. Pâc. Hai. Am făcut scaramuții în spirală. Hai, ieșiți. Nine bot. Și Briana cu? Căruț. Bot. Hai să fii singur. Petrecerea încă nu e gata, așa că ne mai plimbăm un pic. Trandafiri din aia. Nu sunt trandafiri. Iar aici, Mara, ce avem? Cimbru. A ce miroase? A cimbru. Ne vineam așa, iar ce oregano pe aici. Ce-ți cum era? Bun. Ce prăjut! Ce amici, frate! Să o ajutăm pe Teo! Hai, Teo, că știu că înainte aveai super mare curaj cu naivotul. E bine? Lasă că prins tu curaj. Cum v-am mai spus în vlogul anterior, Reina del Mar este despărțită fix de oale. De Miramar. Wow. Hai, te rog! Nu să mă mâni! Eu nu vreau să dau mai tare. Te rog! Te rog! Te dau doar pe tine, bine? Da. Cum e să fii singur într-un resort de milioane? De zeci de milioane. Ce tare! Hello! Ajută și pe Bri. Eu wow. Merg pe acolo. Eu mă dau nu știu cu cine. Mă dau pe ăsta. Ajută pe Bri. Fetele sunt acolo în tobogan. Hai să vedem cine vine prima. Mara le așteaptă. Pe locuri, fiți gata. Cine vine? Teo! Wow, cine vine? Și s-a blocat Bri! Și Julia! Hai, Bri! Și Teo! Ailino, împingi tu un pic? Doar un pic și apoi fugi, da? E bine?
Super, hai Bri, fă-ți vânt singură. Iar acum, în 3, 2, 1. Vine, 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 cine vine, cine vine, 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 Teo. Se aude, eu eram acolo, te auzi de parcă erai acolo lângă mine. Yeah, să înceapă partiul. Avem o sărbătorită acolo. Am găsit scena. HVD Hotels. Tocmai am făcut un tur al resortului Reina del Mar, iar acum mergem la masa de prânz, nu înainte de a o schimba pe Bri. Dacă nu știți ce s-a întâmplat, urmăriți episodul anterior de pe canalul Mara Ștefania să vedeți ce a pățit Bri și de ce este ea în prosop într-o mașinuță electrică. Prăjituri? Doamne, ce au! Uite ce macaroni mic! Efectiv, în șoc. Teo, nici nu ți-ai dat geaca jos, direct la? Mâncare. Înghețată. Da, da. E de oh my god. Haideți să vă dați gecile jos și să ne așezăm la masă. Întâi mâncare și după aia dulciuri, fetelor. Mă luam în grasă. Mă rog. Și baclava. Ce nu au? Au, baclavare, ia, baclavare. Unde-i tiramisu? Asta? Asta. Asta e tiramisu. Da? Da. Ține. Mara, nu e prea mult. La mâncăm două. Mara se gândește la toți. Deci ea cumva alege prăjituri pentru toată lumea, toată familia, să zic așa. Aia e ca să. Asta de aici? Avem o supă de porc și o cremă de broccoli. Supa de porc aici. Supă cremă de broccoli. Hai, puneți-vă. Supă de purceluș. Nu. Broccoli, da? Da? Cu atenție, da? Așa. Bravo, Mara. Ce avem noi aici? De toate, da. Asta e Vita aici. Da. Masă. Ce avem bun? Farfuria ta are friptorică și legume. Au de toate. Vreau. Hai, să repede, tu, mai hai. Sunt 10 minute, mami. Cred. Briana vrea cartofi. Și broccoli. Și broccoli, da? Broccoli. Broccoli pentru Bri și broccoli pentru mami. Tati, hai să-ți arăt, au rață.
Am văzut. Pe partea aia, rață, curcan, porc, fii. Iarăși porc. Pui, chiftele, iar pui și frigărui de porc. Ce avem aici? Pește, paste gratinate cu vită, mai avem plăcintă cu brânză, baked cheese. Ia să luăm una. Arată bine. E un fel de pizza. What is this? E sirenic, cașcaval, mix. E like a pizza? Da, turkish. Turkish pizza? Yes. Ok. E un fel de pizza turcească cu amestec de brânză. Iar în spate? Iar în spate avem pizza americană. Cu măsline și porumb. Ce fi? Are altceva? Oare are ciuperci? Da. Are ciuperci. Stai să mă. Arată bine. Ce nu mi-am luat eu? Salată. Hai să vedem unde e zona de salate. Mai pun? Wow, cum ies din cuptor de acolo. Wow, ce fel scurie. Super. Asta e. Pâinică? Pâinică, așa, cu semințe de susan alb și susan negru. Negru. Hai să vedem salatele. Îmi trebuie un bol pentru salate. Salată bulgărească și salate de tot felul. Ce-o fi aici? Mămăligă? Nu cred. Pare fasole bătută. Uite, salată cu stridi. Sau midi. Scoici. Bună! Poftă bună tuturor! Briuța mănâncă de la tata. Foarte bună mâncarea. Uite salată din pe. Ți-a rămas un colțișor acolo. Am încercat să-i sigilăm, să-i protejăm, să-i reparăm, dar n-am reușit. Acum nu ne rămâne decât să așteptăm să-i crească dinții normali. Definitiv. S-a mâncat bine și după mâncare merge un pui de somn. Nu, la piscină! Da! La piscină, la piscină, la piscină! Noi am terminat de mâncat, cu toate că ne așteptam că la 3 să se termine programul de masă. Dar oamenii își iau și acum mâncare, am văzut eu. E 4 aproape. E aproape ora 4. Trebuie să fim mai atenți un pic cu programul. Noi acum suntem în Miramar. Și cred că până ne obișnim noi cu programul, trebuie să plecăm acasă. Da. Vedem. Și acum să vă arăt tot resortul de aici. Așa v-am prezentat întreg resortul Miramar și o parte din Reina del Mar. Suntem la mare! Dar nu ne băgăm acolo, facem poze doar. Entuziasmate fetelor? Da, da. Vedem. Până aici. Briana deja s-a băgat. Dacă nu știți, vă arătăm unde și când s-a băgat. În vlogul anterior. O să fie rece apa? Da. Aia de la piscina? Nu. Abia aștept și eu să-l văd apa. Încă o dată. Știi ce-am găsit? Stai ceva frumos. Nu, ce-am găsit? Are buzele foarte mari. Da, și sunt cu ruj. Da, ai dreptate, Teo. Ce frumos. Vai de ce rochie ți-ai făcut. Vai, dar ce rochiță faină ai. Înainte vreau să... După ce venim din mare, vreau să mă duc. Vreau să mă duc la parcul de copii. Să ne băgăm un pic piciorul în apa asta. Exact asta voiam să vă spun și eu. E rece sau nu e rece? Stai cam bună! Eu și drag! Teo! Vrem un răspuns, Mara, în luna mai, la mare. Sine, la mare!
Oare să notăm cum se rambă? Mara a uitat total de pauza vocală. Nu mai poți, așa-i? E greu, e copil. Trebuie căutată o altă metodă pentru pauza vocală a Marii. Eu vreau să mă bat într-o piscină caldă. Au afară. Cum? Adică, n-au afară, au, adică, parcă la vară le pornesc întâlzite de alea. Nu pe el, iarnă, avem una pe iarnă, pe primăvară. Avem una înăuntru. Într-adevăr, sunt zone cu piscină încălzită, dar în sezon. Sau nu neapărat în sezon, ci nu sunt pornite acum încălzirile în piscină. În schimb, în interior avem piscină încălzită și mergem imediat și facem câteva poze la malul mării. Ia să vedem. Ce... Au și tobogane mari! Nu cred! Nu cred! Apa e caldă, bagă-te direct! E caldă? Cum e, Bri? M-am băgat pe la genunchi. E caldă, Bri? Mare rece. E rece, Mara? Hai înapoi. Hai la mare, până. Dar ce zice domnul ăla? E română. A, da? Hai. Veniți. La mare. Babi, nu trebuia să ne udăm. Intrăm în niște boala și niște pește. Cum? Nu trebuie să ne udăm în piscine, pentru că acum dacă intrăm în nisip, ni se lipește. Ce se lipește? Prima dată în 2023 la mare. E rece! Bocna! N-aveți voie. Hai că n-aveți voie. Am făcut o poză și mergem în piscină cu apă caldă. Da! Ho-ho, am ghețat! Bine, bine, prima! Gata! Fain. Nu ai voie să vorbești. Arrece! Uite, vedeți cât de tare pot să mă aventurez? No, 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 nu ai voie, nu ai voie. Nu, 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 e suficient. Hai, gata. Gata. Gecuța, hai. O să supără mă la celulă. Ale robării. Cum ești, Teo? Rău. De ce? Mă ți-a putut tare rău nisipul. Ah, de la nisip. Dar nu ți-e frig? Nu. De ce? Că nu mi-e frig. Chiar a fost faină? Da. Doamne, copiii ăștia. Ce? Nu cred. Da, da. E rece. E măcie. E caldă? Da. Ia să încerc. În 3, 2, 1, o să fac o sentură cu spatele ca să mă vedeți. 3, 2, 1, 5. Ia, ce bine? Acum cu Briuța la shopping. Mergem să le luăm ochelari și ceva gonflabile. S-a terminat programul de astăzi. Da. Da. Nu câte zi ne putem la un magazin, că poate mai e unul acolo. Mai încercăm un magazin de care știe Bli? Da. Aici? Da. Închis. Este aproape ora 18, deci și-au terminat programul. Vreau înghețată! Mergem în scurt timp la restaurantul cu mâncare a la carte. Da, și luăm și înghețată. Mergem la cină cu Briuța. Briuța deja mănâncă micul dejun. Copiii noștri, nezdrevați. Restaurantul este la etajul 6, noi fiind casa asta la etajul 4.
6 este restaurantul. Da, mâncăm într-un restaurant în care alegem noi mâncarea. Wow! Wow! Cum se vede? Mare! Așa de liște mai rar. Cum e marea? Super! Antrebuie. Sau mai bine spus? Am ajuns și eu, am gustat aperitivele. Au fost guacamole, măsline și unt verdeață. Iar acum să aleg felul principal. Ce ziceți de un blecangus? Eu mă gândeam la supă cremă de roșii, apoi ceva de aici, chiar nu știu ce, un desert, o raspberry chocolate tart, ori macaron selection. Foarte bună, Briuța! Și te uita! Asta e brânză galbenă de la ei din Bulgaria. E extraordinară! Delicioasă! Ce avem acolo, Mara? Ce bună e! Ce e? Și mama și-a luat. Dar ce e? Supă cremă de roșii. Poftă bună! Ce view avem noi aici? Ce view? Asta e view-ul. Cum e, Bri? Bun. Foarte bun. Și cel mai bun este toate pastele. Aperitiv. Ce e asta aici? Eu am ceva cu vită și se pare ou. Tati are salată cu pepene galben, mama salată cu somon, avocado, de castravete, ton. Iar la mine ceva cu pepene galben? O salată. Dar oare floarea se mănâncă? Floricele și pepene galben. Nu mănânc. E comestibilă? În mod normal trebuie să fie comestibilă. Dar privește salata mea, e primesă. Da, da, da. Până la urmă, noi n-am venit să ne săturăm. Da, am venit să mâncăm puțin și bun. Eu am terminat, au fost foarte bune. Și eu aproape am terminat. Oul ăsta e extraordinar. Wow, ai bucată să fie. A venit și felul principal. La mine, cu cartofiori. Iar la mami? La mami, cu sos de ciuperci și legume la apă. Mara, tu? Am pui. Nu e barbecue altceva, și e cald. Poftă bună! Mulțumesc! Întâi papari, apoi papă și mami. O minunăție de pește. Poftă bună, mama! Poftă bună! Și cartofi. La mama i-a pus de toate. Și legume ta la mine și cartofi ta la Mara. De fapt și tu ai avut. Da. Eu încerc să învăț că Teodora să facă valuri. Așa. Valuri? Ține un pic mâinile. Dă-mi așa. Se dă de la una la alta. Așa, 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 bravo, Teo. Foarte fine plating-ul. Și foarte bun. Auziți? Se aude, se aude. O să-l și gustăm cu stânga. Ne-am hrănit-o eu pe mami cu dreapta. Până acum. Extraordinar. Bun? Yes, super fine, super. Foarte bună! Mulțumesc! Pune-mi ăla care se taie. Nu știu. Ăla pentru peste. La fel și pentru Teo. Harry e neliniștită. A păpat un pic și acum e un pic agitată. Cred că vrea să facă un guri sau vrea în cameră cu bunii. Teo a primit la pachet. Un creme brulee. I-a plăcut atât de mult de la noi. Eu am aici pe Harry. Și ne îndreptăm către mare. Mergem la mare. Vreți la mare, fetelor? Da. Se uită la lampă. Dar Ariana vrea un funduleț. Așa îi place. Și stă chiar foarte bine. Cum e, Ari? Fata crește mare. Și foarte atentă. Caută pe toată lumea. Pregătite? Pregătite. Oare unde mergem? Păi am spus unde mergem. Unde ieșim? Astea sunt florile pe care le-am avut în farfurie, mami. Nu sunt astea. Nu sunt astea. Nu sunt astea? Astea seamănă cu gura leului. Acele erau flori de prun, ceva de corcoduș.
Nu ne mai băgăm în apă, că tot e băgat. Azi îmbrăcată și încălzată. Acum acum vreau să-mi fac pe mine. Nu venea nimic. Picuț? Picuțare, hai înăuntru. Hai, hai, hai. Când? Scoici! Nu ți-l scoici niciodată! Așa! E frumos! Mă bucur că am venit! Știți, trebuia să venim în weekendul cu întâi, dar am refuzat. Mi s-a părut așa prea ciudat să vin în aprilie la mare. Și mai ales că făcusem vaccin Arianei. Dar acum mă bucur tare mult că am venit. E foarte frumos. Și în extra sezon. Și luăm ceva de la bar. Pentru că avem brățe. Suguri. Nu mai am. Nu contează. Pentru ce întârziați? Am fost o seară. Am văzut în seara asta cine a intrat până pe la 10. Noi n-am mai venit aici la cină, că am mutat la cart. Dar până la 10 a fost deschis. Și ce avem în seara asta? Și mai multe tipuri de sandwich-uri, brioșe, prăjituri și fructe. Dar știți de ce sunt mai multe? Pentru că sunt mai mulți oaspeți în hotel. Ah, da, da, da. Ce mâncăm? Ce avem astăzi la masă de prânz? Ia să vedem, ciorbițe, ceva pe aici? Sunt ciorbițe reci. Da. Yogurt sup, adică supă rece de iaurt. Unde sunt ciorbițele calde? Un pic mai în față. Aha, aici. Ce avem azi? Ce e aici? O supă cremă și o ciorbă. Am adus ambele feluri de supă caldă. Să le gustați. Arată bine. Să vedem de care mai luăm. Hai să le gustăm împreună. Să ne zici de care vrei tu, să vedem de care vreau. Asta e cu pui. E supă de pui, nu e acră deloc. E foarte bună. O gust și eu. Gustați. Gustă tot pe cea. Vedem, aici chiar sunt curioasă. O fi supă cremă de cartofi. Arată ciudat. E bună tare, chiar e bună. Ia să vedem. Bună, are legume, multe. Pe care o vrei? Poftă bună! Mersi. Mă duc să văd ce iau. Îmi iau și eu una din asta și mănânc și din asta. Bon appetit! Mulțumim! Bine te-ți! Fetele au stat la masă înaintea noastră. Au găsit o familie care aveau fetițele care se uitau la noi. În perioada asta sunt puțin români, dar toți care sunt, ne cunosc. Și au luat masa împreună cu ei. Poftă bună! Hei, tura asta e rândul meu să merg cu fetele la piscină. Cum e, fetelor? Lasă-le așa. Hai, distracție plăcută. Hei, cum e în piscină, fetelor? Teo, cum e? Îți place? Mara? Bri! Cum e? Rece. E rece, nu? Wow! În noi destul de bine, Teo! Super! Fetele, unde vreți să mergeți acum? La piscina de afară! Wow! Și la mare! Fetele! Ce mare? Pare caldă. Mami, dar cealaltă piscină? Aia de copii? Nu, acolo sunt oamenii, în cealaltă piscină. La soare. Mara? Cum ești, Bri? Hai! Și Mara! Ai curaj? Te aștept! Stai încet, Bri! Wow! Teo, trebuie să lași prosopul. Sunt oameni! Nu ți-am zis că sunt oameni? Te faci în ce în ce mai mult și după aia e cald. Ia să vedem cine are curaj! Mara! Rece! Briana, n-ai aripioare? Cum e? Cum e, fetelor? Mara, cum e? Rece și faină! E faină, nu? Wow! Wow! Nu cred ce curajoasă e Julia! Și Teo! Și Bri! Cele mai curajoase fetițe! Wow, Mara, unde ai ajuns? Nu cred așa ceva! Wow, deja toate fetele sunt în apă! Ia uitați-o și pe Bri! 3, 2, 1... Wow!
Wow, am închis voi. Voi ați vrut. Mara e cu noua ei prietenă Giulia acolo. Hei, fetele. Wow, uite cine vine la voi. Pri. Cine a zis că nu se poate juca în piscină în mai? Trebuie să te duci. E mică, da. Wow. Cum e? E super. Cred că sunteți primii copii care în 2023 se dau pe aceste tobogane de la Miramar. La primăvară, da. Vine să dau un duc. Sunt aici unde sunt fetele. Giulia a ieșit. Cine a venit acum? E Mara. Hai să vedem cine mai vine. Și Bri cu Giulia. Hai, Teo. Și vine Teo cu Giulia. Cum e, Mara? E foarte Bur. Teo vrea să se dea singură pe tobogan. Hai, Teo! Și bravo, Teo! Hai, Dașcă! Dacă ne blocăm, să nu am. Fetele, gata, am terminat cu piscina și acum ne pregătim de o altă rundă de distracție afară. Ar fi cazul. Nu s-au mai distrat de mult. De acum 2 secunde. Nu voiam să iasă. Nu, de acum tot mă distrez. Nu lift. Ce vrei să spun, să mănânci? Sushi! Wow, dar câte tipuri de sushi! Ce o să zică Mara? Nu știu ce o să zică Mara, o să aflăm imediat. Dar câte tipuri de sushi! Căpșunele! Eu o căpșună mică. Aha. Pune și mie. Mai pune. Am avut mare noroc! Da, în ultima zi. Mami, ia privește cât wasabi. Serios? Eu credeam că e guacamole. Nu, wasabi. Am zis să-mi pun așa o lingură mare. Nu. Nu pune. Pizza? Câte pizza. Tipuri. Tu ce alegi? Sushi. O grămadă de varietate de pește în seara asta. Somon. Alt file. Pui, un pește bun. Nu, erau acolo 3 tipuri și aici mai e pește. Și ea privește. Acesta este Laura. Cine a zis mama că a făcut Mara într-un vlog? A povestit, a amintit. Pilaf în pâine. La noi nu se practică. În seara asta avem foarte multe deserturi bune. Tiramisu, mus de ciocolată. E bun? Și niște prăjiturile foarte bune cu banană. Ia să te mâna să vă arăt. Mara, asta e cea mai bună prăjitură. Așa arată. E cu banană și ciocolată. Hai că abia aștept. Mi-mi place cea mai mult. Ah. Acelea ce sunt? Ce sunt eu? Ia, desfă una să vedem. Niște mini profiteroli. Să vedem. Sunt de ciocolată. Wow, cât e de super. Bine arată. Poftă bună. Mulțumim. Toate sunt foarte bune în seara asta. Bine, acum așteptați-vă! Am găsit telefonul în cameră, l-am pus la încărcat. Afară încă e lumină și noi mergem la o petrecere! În stilul nostru caracteristic. Petrecem și aici. Da! Cu Ariuca! Hai să învelim. Așa, învelim bine. Înalt, pâc. Pâc. Hai. Am făcut scaramuții în spirală. Hai, ieșiți. Hai, oh, stai, wait. A urcat. Oh. Nine bot? Yes. Și. Bot. Și Briana cu? Căruț. Bot. Da. Petrecerea încă nu e gata, așa că ne mai plimbăm un pic. Bă, chiar e ce? Ia vine-ți un pic, asta e ce? Trandafirii din aici? Nu trandafirii. Iar aici, Mara, ce avem? Cimbru. A ce miroase? A cimbru. Deci noi veneam așa, iar tati... Este și oregano pe aici. Deci noi mergeam așa, veneam, iar tati cu Mara... Ce aveți, frate?
Să ajutăm pe Teo. Hai Teo, că știu că înainte aveai super mare curaj când ai bătut. E bine? Lasă că prins tu curaj. Aici nu putem. Eu am văzut gardul și asta e închis. Marina del Mar este despărțită fix de oale. De Miramar. Wow. Cine l-a mai bătut? Da, tare, dai tare. Nu, nu, nu tare. Vrei? Nu vreau, mulțumesc. Că era să cad. Era să cad pe coasă. Wow. Hai, te rog. Nu, nici să mă uit. Eu nu vreau să dau mai tare. Te rog. Te rog. Gata. Te dau doar pe tine, bine? Da. E tare. Cum e să fii singur într-un resort de milioane? De zeci de milioane. Ce tare! Ce avem aici? Hello! Ajută și pe Bri. Hai, ajută pe Bri. Hai, Bri, hai. Eu pot să urc pe topogalele. Wow. Eu pe acolo. Teo! Eu mă dau nu știu cu cine. Până pe ăsta. Ajută pe Bri. Curs de fotbal, masă de biliard. Câte și mai câte. Iar noi nu putem intra acum. Dar vom putea intra între 18 și 25 iunie anul acesta, când vă așteptăm și pe voi la Reina del Mar. Și acum prezentarea resortului de pe Ninebot, făcută de tati. În cât timp reușesc să parcurg tot resortul cu această bijuterie electrică? Cronometrăm? Cronometrăm și să te vedem, tati. 3, 2, 1. Start. Nu uita camera. Pornim. Și aici aquapark pentru copii, cu apă încălzită. În spate loc de joacă pentru copii. Piscină încălzită. Odată. Marea Neagră în stânga. Restaurant pescăresc. Avem băieții de la securitate acolo. Un alt restaurant în partea cealaltă. Timpul trece. Mașina de securitate. Și deja suntem în mijlocul resortului. Restaurant italian și gourmet. Aici sunt vilele. Aici avem piscină încălzită. Scena principală. Recepția. Locuri de cazare. Și în partea aceea sunt locuri de cazare. Aici e o terasă. Piscinele vilelor. Și acum ne întoarcem. Sunt ceva locuri de cazare aici. Mașina securității. Și stop cronometru. 5 minute și 13 secunde. Ai făcut așa tot? Tot. Rapid, nu? Da. Uite, alea sunt viluțele și câte jumătate. Fetele sunt acolo în tobogan. Hai să vedem cine vine prima. Mara le așteaptă. Pe locuri, fiți gata, cine vine? Teo! E foarte mic, Briana! Se aude ca și cum ai vorbi aici. Da. E direcționat sunetul. Acolo. Se aude ca și cum ar fi aici. Wow, cine vine, cine vine, cine vine, cine vine, cine vine? Și s-a blocat Bri! Și Julia! Hai, Bri! Și Teo! Ailin, o împingi tu un pic? Doar un pic și apoi fugi, da? Bine? Super! Hai, Bri! Fă-ți vânt singură! A, nu! Nu vă învârtiți iar! Camețesc! Te scot imediat! Iar acum, în 3, 2, 1... Vine, vine, vine! Cine vine? Cine vine? Vine, vine! Teo! Te auzi de parcă era acolo, lângă mine! Yeah! Să înceapă party-ul! Chocolata pentru copii!
sărbătorit acolo. Are dreptate, Mara. Crezi că vor încălpea aici toți invitații noștri?
Păi, stai să vedem cât sunt. Apropo, vrei să vii la ziua Brianei? Da, tu, chiar cu tine vorbesc. Poți face asta dacă vii la mare între 18 și 25 iunie 2023, doar aici, la Miramar sau Reina del Mar. Da, hai tati, să vedem ce se mai află în cameră. Piscina principală. Happy, happy, party! Happy birthday! La 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 Aici, în față? Nu, intrăm! Intrăm! Cât mai populare, astăzi e ziua mea! Sau putem petrece în holul principal? Sau la recepție? Unde? Recepție în partea aceea. Aici nu e suficient loc. Tati! Căutăm în altă parte. Petrece și... Petrece și... Dar... Venim cu mine. Sau aici! Și toții vor ura. Zona de relaxare. Happy, happy, happy. Dar ce facem, mami? Petrecem sau ne relaxăm? Petrecem, să mergem. Dar aici, fetele, să intrăm. Și deschisă. Wow, pare mai mare. E un loc foarte bun de petrecere și aici. Veniți, veniți. Wow. Wow, ce living impresionant. V-am spus eu, fetelor. Fotolii, canapele, pat. Și nu e doar atât. Dar ce mai e? Vino! Camera cu pat matrimonial. Wow. Mamă! Și acolo e o ușă. Și e super. E o baie proprie cu cană. Turnian. Stai, petrecerea nu se ține în cadă. Diana, petrecerea ta poate fi ținută bine, mersi, și aici? Sau pe balconașul acela, mititel? Cum e, Mara? E mic, nu prea putem dansa aici. Putem încerca. Dar ce ziceți de ori? Oh! Hai să mergem acolo, repede! Să mergem! Ce ziceți de ăsta? Confeti, jucării, balvane. Vom dansa pe ritmuri cât mai populare. Astăzi e ziua mea. La 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 la. Cu toți ne vom distra. Și în altă parte există locuri de petrecere mult mai mari. Să le vedem, tati, hai! Mâncare! De unde a venit mâncarea asta? Se pare că de aici, din restaurant. Credeți că nu ar fi un loc potrivit pentru petrecere în restaurant? Așa, haideți! Hai! Prăjituri! Doamne, ce au! Uite ce macaroni mic! Oh! Sunt efectiv în șoc! Teo, nici nu ți-ai dat geaca jos, direct la? Mâncare! Înghețată! E de oh my god! Haideți să vă dați gecile jos și să ne așezăm la masă! Întâi mâncare și după aia dulciu, fetelor! Mă luăm în grasă! Mă rog! Baclava. Ce nu au? Au baclavare. Ia, baclavare. Unde-i tiramisu? Asta? Asta e tiramisu. Da? Da? Ține.
Mara nu e prea mult. La mâncăm două. Mara se gândește la toți. Deci ea cumva alege prăjituri pentru toată lumea, toată familia, să zic așa. Asta de aici? Avem o supă de porc și o cremă de broccoli. Supa de porc aici. Supă cremă de broccoli. Hai, puneți-vă. Supă de porcieluș. Nu. Broccoli, da? Da? Cu atenție, da? Așa. Bravo, Mara. Ce avem noi aici? De toate, tata. Asta e vita aici. Da. Masă. Ce avem bun? Farfuria ta are fritorică și legume. Au de toate. Vreau. Hai, de repede. Hai. Mai sunt 10 minute, mami. Cred. Briana vrea cartofi. Și broccoli pentru Bri și broccoli pentru mami. Hai să-ți arăt, au rață. Au pită pe partea aia. Rață, curcan, porc. Iarăși porc. Pui, chiftele. Iar pui. Și frigărui de porc. Ce avem aici? Pește, paste gratinate cu vită, mai avem plăcintă cu brânză, baked cheese, ia să luăm una, arată bine. E un fel de pizza. What is this? Sireni, cașcaval, mix. E like a pizza? Da, turkish. Turkish pizza? Yes. Ok. E un fel de pizza turcească cu amestec de brânză. Iar în spate? Iar în spate avem pizza americană. Cu măsline și porumb. Ce fi? Are ciuperci? Da. Are ciuperci. Stai să mă arată bine. Ce nu mi-am luat eu? Salată. Hai să vedem unde e zona de salate. Mai pun? Wow, cum ies din cuptor de acolo. Wow. Ce fel scuere e! Super! Asta ce e? Pâinică, așa, cu semințe de susan alb și susan negru. Ca să vedem salatele. Îmi trebuie un bol pentru salate. Tzatziki! Salată bulgărească! Și salate de tot felul. Ce-o fi aici? Mămăligă? Nu cred. Pare fasole bătută. Uite, salată cu strivi. Sau midi. Stoici. De bună! Poftă bună tuturor! Briuța mănâncă de la tata. Foarte bună mâncarea. Ți-a rămas un colțișor acolo. Am încercat să-i sigilăm, să-i protejăm, să-i reparăm, dar n-am reușit. Acum nu ne rămâne decât să așteptăm să-i crească dinții normali. Definitiv. S-a mâncat bine și după mâncare merge un pui de somn. Nu, la piscină! Da! La piscină! Fetelor, scrisele acestea unde? Să vedem! Ei, fetelor, veniți, priviți ce-am găsit! Acolo e o scenă. Acolo putem ține petrecerea. Iar aici putem lua masa sau ceva de genul ăsta. Și avem loc de dans! Mare! Și ce terasă e aici! Wow. Extraordinară! Putem petrece toată ziua! Fetelor, veniți! Eu vreau să urc în turn! Și eu! Mă duc eu! Mă supraveghez eu! Hai, mă, și tu! Păi, că vin și eu! Mie cam teamă de înălțim! Păi, te țin eu în brațe! Wow!
E o privelește superb aici. Wow, se vede marea. Mara, Mara, nu așa, în spatele tău e marea. Wow. Veniți, veniți, să mai căutăm și în altă parte. Avem piscină. Rece! Briana, n-ai aripioare? Cum e? Mara, cum e? E faină, nu? Wow! Wow! Nu cred ce curajoasă e Julia! Și Teo! Și Bri! Cele mai curajoase fetițe! Wow, Mara, unde ai ajuns? Nu cred așa ceva! Ce rece! Wow, îmi închid voi! Voi ați vrut! Hei, fetele! Trebuie să te duci! E mică, da! Wow! Cum e? Cred că sunteți primii copii care în 2023 se dau pe aceste tobogane de la Miramar! La vară, la primăvară! În primăvară, da! Vine să dau un tuc! Sunt aici, unde sunt fetele! Julia a ieșit! Cine a venit acum? E Mara! Hai să vedem cine mai vine! Și Bri cu Julia! Hai, Teo! Și vine Teo cu Julia! Cum e, Mara? E foarte rapid! Super! Mai avem ceva și aici! Haideți! Suntem în loc potrivit pentru petrecere! Scria Spa Center! Aici e bine? Am găsit o baie turcească, ne distrăm și ne relaxăm aici. Hai să ne schimbăm și să venim și noi. Nu, mami, nu, nu acum. Căutăm locul potrivit pentru petrecerea Brianei. Wow. Îmbrăcată, mami. E atât de cald. Să ieși repede să nu transpir. Dar putem da un parte aici în costume de baie. Mă treziu, mami, nu acum. Să păstrăm temperatura. Sauna cu infraroșii. Oh my god. E foarte cald. Da. Păi așa trebuie să fie la sauna. Să păstrăm. Avem cabine de duș și un peisaj extraordinar. Și? Sauna umedă. Baie de arbori, de fapt. Fetele, voi știți pentru ce se folosește asta? Da, desigur, pentru sauna. Ești pregătită de sauna, oare, Teo? Dar de ce se pune asta? Nu, Mari, nu sunt pregătită, nu pot să fac sauna cu mai repede. Și nici nu cred că au voie copii în sauna. Așa e, citim instrucțiunile. Fără papuci? E prima regulă. Sau fără încălțăminte, în picioarele goale. Și totuși, după o saună bună, trebuie să te înălcorești. Tati, potolește-te, ne uzi! V-am udat? Scuze. Haideți să mergem în altă parte. Căutăm și alt loc de petrecere pentru Bri. Ce avem? Wow! Super loc de petrecere! Super! Aici putem face sport și ne putem distra în același timp! Party! Party time! Aici la aparate? Și acolo la aparate!
posibil pentru mine. Ia, ceartă tu. Și relaxare în același timp. Fetelor, fetelor, veniți! Veniți, veniți mai repede! Aici e locul potrivit! Pentru voi? Da, pentru petrecere? Pentru petrecere! Haideți! Hai! Eu prima, Briana a doua și Mara. Dar mami! Mami, nu intră la clubul copiilor? Ba da! Și afară. E un loc de joacă super. Ce funny. Așa. Nu putem trece și în curte la joacă. Ticălor. Mă rog, cocoș. Hei, dar nu suntem singuri la locul de joacă. Ne-am împrietenit cu Aileen. Salut. Salut. Și Julia. Salut, Julia! Ce zici? Vii la vară aici să le întâlnești pe fete? Da! Și să participi la ziua de naștere a Brianei? Da! Super! Și voi puteți veni! Cu Mihai! Și mie! Hai bine, rămân în tricou! Și eu! Într-adevăr, s-a călzit afară, sunt și eu la tricou, iar acum mergem să vedem un alt loc special pentru petreceri. Ce părere ai, Bri? E fain? Aici este locul de joacă din complexul Reina del Mar. Până acum am fost în Miramar, dar aici suntem în Reina del Mar. Aici e Reina del Mar? Da! Wow, ce fain arată! Așa cum v-am spus, o să fim în ambele locuri. Și Reina del Mar și Miramar. Nu mai fain. Pe cine avem noi aici? Nu avem aici un loc. E potrivit de o petrecere aici, nu fetelor? Pentru Ari, da. Ia uite ce loc. Avem un? Avem un căteluș. The Happy Spot. Adică și mulți pluși. Perfect. Dar totuși, petrecerea trebuie să fie animată de dans și voie bună. Așa că... Așa că să petrece! Happy, happy, happy. Legătura dintre hotelul Reina del Mar și hotelul Miramar este făcută de o simplă... Ale, uitați-vă, aici, 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 de pe Reina. Aici, Reina, acolo e Mira. Happy birthday, este ziua mea, azi e sărbătoare. Vom veni împreună toți cu micul mare. Voia mea complet și jucării balcoare. Noi suntem echipa Melone. Melone, Melone, nu înțelege. 4, 4, 4, 4. Da, 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 da. Am câștigat și a treia oară. Hai, Mara, hai, 3, 3, 3, 3, 3. Hai, încă o dată.
X și 0. Pierzătorii. Avem pierzătorii. Hai, te rog. Nu să mă uit. Eu nu vreau să dau mai tare. Te rog. Te rog. Te dau doar pe tine, bine? Da. Cum e să fii singur într-un resort de milioane? Zeci de milioane. Ce tare! Hello! Ajută și pe Bri. Eu wow. Mă duc pe acolo. Eu mă dau nu știu cu cine. Mă dau pe ăsta. Ajută pe Bri. Fetele sunt acolo în tobogan. Hai să vedem cine vine prima. Mara le așteaptă. Pe locuri, fiți gata. Cine vine? Teo! Wow, cine vine? Cine vine? Cine vine? Cine vine? Cine vine? Și s-a blocat Bri. Și Julia. Hai, Bri. Și Teo. Ailin, împingi tu un pic? Doar un pic și apoi fugi, da? E bine? Super. Hai, Bri, păi vin singură. Iar acum, în 3, 2, 1. Vine, 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 cine vine, cine vine, 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 Teo! Teo, unde? Eu eram acolo, te auzi de parcă era acolo, lângă mine. Yeah! Să înceapă party-ul! Distracția de aseară, am trecut la lucru. Ce faci, tati? Ce să facem? Postăm clipul de azi și mergem repede la masă. Acum e gata. Repede, repede. Tici. Uite, are zâmbăriți. Vrei, ce faci acolo? Cocoțici? Ia uite, nu o să cocoțici. Mergem la masă? Eu arăt așa. Uuuh. Afară astăzi este o vreme super de caldă. Mergem în mare. Crezi? Da. Azi plecăm acasă. Exact. Pe vremea asta mereu se întâmplă așa. Până când stăm aici sau așa, e la urcă, aici urcă. Când îți plecăm, e frumos și cald. Dimineața asta, ce bunătăți sunt, ai Bri. O masă mare pentru o familie mare. Și iubire mare aici. Poftim, mami. Bunătăți. Ciuperci. Ciupercuțe. De aici? Și ochi. Mulțumesc. Plăcere. Iată și gogoșile mele. Astea-mi plac, așa le-am dat fiecare dimineață. E un fel de aluat, nu prea crescut, dar mie îmi place să-l mănânc cu miere. A venit și Ariuca aici. Avem o omletă aici cu brânzică, e preferata a mea. Dar mai în față, preferata Teodorei. Pâinică și avocat cașcaval, uite că așa pui tot mie. Trei? Dar unde mănânci? Să te văd. Eu pun cola aici. Pentru cine cola? Pentru mama. Pentru mama? Avem dozator, freșuri. Și aici sucuri de măr și de portocan. Face gogoși. Dânceața. Cariuca și Mara, the big sister and mini her, mini me, Mara poate să zică, că e mini me. Cea mai mare fără cu cea mai mică fără. Salut, fetelor, ce faceți aici? Eu fac un leu. Un leu. Ce drăguț. Se întâmplă și accidente, ce faci, Mara? Mergem să facem bagaje? Asta e desenul tău? Un pește! Ce drăguț! Aș scoate părinții ei, că mergem în Teo face cu amaleului! Super! Cum merge, Teo? Bine! Bine? Super! Mă bucur! Super! Wow! Spor la lucru, Teo! Mers! Gata! Ia să-l vedem! Wow!
ce drăguțe, foarte simpatic. Hei, Teo, ajungem și la mare? Ducem leul la apă? Nu. Hai să vedem. Wow, ce frumos e! Leu, faci și mie o poză la mare, că eu n-am niciuna. Bine, hai. Teo, hai, fetele, nu sunt aici, să le mai căutăm. Cum e la mare? Fine. Super frumos la mare! Cine vine cu noi? Scrieți-ne în comentarii. Ați reținut perioada, da? 18-25 iunie la Miramar și Reina del Mar, în Bulgaria, obzor. Înainte de plecare am avut parte și de un masaj foarte relaxant. Masajul l-am făcut aici. V-am arătat în alt vlog, dar vă pot pune din nou zona de relaxare de aici, zona spa. Și saună umedă! Baie de arbori, de fapt. Iar acum, lua bagaj, să luăm fetele și către casă. Ce e, Amara? Granita. Și Teo? Da, să-ți arate și ce are la deget. Și Bri? Nu mai am. Ce are la deget? Retras? La care mână era? Recolată cu deget. Uita, nu asta, la una din degete. Am înțeles și nu mai ții minte. Poate la unul din degete. Gata, mergem cu bagajul. Hai, coborâm. Vreți să mai stăm? Da. Voi vreți să mai stăm? Scrieți-ne în comentarii. Mai bine cum facem cu școala? Facem bine cu școala. O să încep să vorbești la ore, pentru că nu am reușit cu pauza vocală. Gheață bună? Nu e bună. Ce e cu părul tău? Acasă-l scoatem. Pregătită, mami? Pregătită. Încă mai adun lucruri din camere. Eu din camera asta și tati cu Mara de acolo. Eu cu mama de aici. Noi de aici. Suntem gata. Bate, Mara. Rămâneți alături de noi pentru că în scurt timp vă vom povesti ce costuri sunt în momentul de față de cazare la acest hotel cu Ultra All Inclusive. Așa am venit din cameră. Hai. A coborât cu liftul așa. Eu tot cu el mă duc sus. E foarte fain. Ai grijă că știi tu. Am. Se produc mari damage-uri cu el dacă nu ești atent. Așa. Bagajul e pus la locul lui și ne întrebăm dacă să rămânem să mai mâncăm. Rămânem. Rămânem. Avem un drum lung. Rămânem. Nu știu să și mama e cu noi. Către mare. Către mare. Am o poză gata eu cu mama. Eu, de când am venit la mare, nu am apucat să ating apa, dar cred că e momentul să o fac. Am atins-o mai mult decât trebuie. Frișca aceasta a făcut-o domnul ăla de acolo. Frișca a fost bătută manual de barman. Asta vrea să ne spună Teo. Acum tu. Afară e înnourat, dar cu toate asta e cald. E bine. Wow, fetele au găsit loc de joacă pe plajă. Ia să vedem cine se urcă prima sus. Cronometrăm. 1, 2, 3, 4, 5, Teo e prima. Mara? A, uite că și aici poți. Aha. Mara a descoperit o altă scară. Cam târziu. Ea a încercat doar aici pe traseul de cățărare să se urce. Iar acum Teo e prima care se dă pe tobogane. Mara a doua pe tobogane. Și acum fetele fac concurs, cine reușește să se cațere mai repede și Teo a fost prima, deja s-a dat, urmează Mara! Competiție! Ar trebui să mergem la masă. Hai la masă! Hai! Dacă ați ști ce nebunie am găsit aici, eu n-am văzut pe nicăieri. O învârtitoare din asta! Exact! Pe ce? În ce direcție? E bună direcția asta! Ce fain, Nicolae! Ce drăguț! Nebunie!
E super. Vreau și eu o casă din asta. Vreau și eu o casă din asta. Dacă găsim gata de cumpărat, vă iau, dar așa nu cred că putem să-l facem noi. E într-un ansamblu, e gândit. Complex. Da. Hai, tata, am vrut tot ce vreau. Are rulment. Sus, jos. Te ții bine? Te ții bine? Da. Încet, da? Hai. Încet, e cum încet? Tare! Mara-i pe traseu. Gata, dar nu mai pot, am obosit. Te descurci, te descurci? Asta merge, asta trebuie pe jos, pe sus. Hai, pe jos. Pe jos. Distracție. Să intrăm în clubul de joacă de la Reina del Mar. Fetelor, veniți la joacă! Ia să ieșa. Hai. Abia încap eu. Ce faci, Teo? Distracție. Amuzant, Mara. Uite ce cățeluș drăguț. Prinde. Am luat potrivit tuturor copiilor. Dar mai ales celor mici. Da? Mara. Mara. Mara! E imposibil! M-am blocat! Cine te-a pus să intre aici? Ai reușit! Ce-am putut? Un mic damage. Tare! Iată-l! Nu-mi vine să cred că am reușit! Hai, mami, hai! Data viitoare! Ia, Teo! Te descurci? Hai, Teo, hai! Bravo! Așa cum știți foarte bine, aici suntem între Reina del Mar și Miramar! Iar cazarea, în momentul de față, pe o noapte de weekend, undeva la 100 și ceva de euro, cu all inclusiv. Avem ultra all inclusiv! Da, avem prieteni din România care au fost aici și au plătit în jur de 100 și ceva de euro. 100 și un pic. Da. Adică 200 pentru un weekend, 220 de euro. În extra sezon. În extra sezon. Cu ultra all inclusiv, adică sandwich-uri noaptea, bar deschis, de unde se pot lua băuturi. Mâncare, din ce am înțeles de la prietenii noștri, cam la orice oră. Noi n-am avut timp să stăm exact. Să vedem. Să vedem. Dar a fost un pic. Și e bine devenit și în extra sezon. Marea e frumoasă oricând. Ce faci tu aici? Hai, 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 hai. Miros așa de fain florile acestea din gardul acesta viu. De fapt, din florile ornamentale. Ia uitați-vă ce face Ari. Și dacă nu-i dau, plânge. Dă mama, dă. Ari, papă? Supă cremă de dobleceală. Dă mama. Cu mână cu tot. Da, ia se împinge așa, vezi? Uh-huh. Cu ce lingură e? Aproape 3 luni are. De fapt, are 3 luni. Da, bine, face 3 luni. Mara, te așteptăm și pe tine. Pentru că... De unde mergem? Unde credeți că mergem? Nu, unde credeți că mergem? Pe cine avem acolo? Ai văzut? E foarte frumoasă panorama. Mergem către casă. Ne vedem în iunie aici la Miramar, dar și la Reina del Mar între 18 și 25 anul acesta 2023. Vreau acolo. Unde vrei tu? Mara, iară pe cheltuială. Ce vrei? Amintire. O pereche de șosete colorate. Ia privește câte sunt acolo. Chiar așa. Suvenir. Multe suvenire pe bază de trandafir.
Mi-am găsit ceva, vreau să o probez, să văd dacă vine. Arată bine. E din două piese. Da, hai să probăm. Nu, să probezi tu. Da, eu. Shopping. Și frumoasă așa, chiar e frumoasă așa. Mara mai are așa o bluză, care costă cât tot compleul. Ne vedem aici în luna iulie, între 18 și 25. De ziua Vianei! Vine Gașca și vom fi cazați la Reina del Mar, dar Reina del Mar este foarte aproape de Miramar. O punem frumos în mașină și căruțul pleacă. O fixăm bine în centuri. Și la drum. Toate fetele sunt asigurate și păzite de bunica. Hai să avem drum bun. Wow, ia arată-ne și nouă ce scuții. Uite, am bascoici, mi-am băgat și eu picioarele în mare acum la plecare. Super! Superbe sunt! Era adusă de apă, chiar aia a fost simplă. O par. Vrea cineva un fruct? Nu cred că ai măr. Par și portocal. De la masă. Avem drum lung, aproximativ 8 ori. 8 ori. Hai să vedem cum băgăm căruțul. E o mare provocare. Hai, închis și nu mai deschis. Hai că-i bine. Toate sunt la locul lor. Să avem drum bun. Doamne ajută. Doamne ajută. Centura. Și la drum. Tonight we're running on the right track. După 10 minute, alimentăm. Rezolvat. 2,6 leva litru de motorină. Oricât vine în lei. 1 euro și 30 de eurocenți. Mai bine chiar. 1 euro, dar oricum. Mult mai ieftin decât la... Crezi tu? La noi câte? 6,50 lei. A, da? Da. Foarte frumoasă vasma. E un oraș de la munte pe malul mării. Suntem în... În Varna, chiar în oraș! Vă place? Ce zice mama? Că ea s-a plimbat prin Varna o zi întreagă și sunt parcuri, clădiri monumentale, vechi, frumoase. Aici nu suntem în centru, suntem la periferie. Ce frumoși sunt acei copaci! Floriți! Să vedem cum sunt prețurile în Bulgaria. Am ajuns într-o localitate aproape de graniță. La Dobrici suntem, cam la 50 de minute de graniță. Și facem un popas la Lidl-ul lor de aici. Pentru că avem nevoie să facem ceva cumpărături. Să vedem cum sunt prețurile în Bulgaria. Uite ce am găsit! Bani bulgărești! Lasă-i jos, zice mama, lasă-i jos! E noroc? S-au trezit fetele și vin după noi. Ia uitați-vă la Bri. Ciocolată! Ciocolata-i pe ea, din înghețată. Vreți și voi? Shopping? Da! Da! Ha? Da. Ce ați găsit? Susan, și arată bine. Clasic cu alune și cu miere. Vom așa? Doar una. Ca la noi. Dulciuri? Andrei și-a pus acolo în coș. Dulciuri. Și bănânuțe. Asta e Teo. Așa. Uite, asta e el. Ce stă, mă? Iată cine s-a trezit și a venit alături de noi. Mara, ai 5 minute să iei tot ce vrei din magazin. Pe locuri, fiți gata, pornește! Nici ea nu crede. Nici eu nu cred. Hai, la casă. Wow, castane floriți. Foarte frumos. Se vede așa culoar. Și cred că ne apropiem de graniță ușor, ușor. Popas! Înainte să intrăm în țară, am dat peste... aceste flori din copaci, extraordinar de frumos, emană un miros spectaculos. Tati, putem să vedem un short aici. Deci, un short? Tu zici că nu poți să rup o floare. Așa. Tu zici că da. Aha. Facem poze, atât aici, cât și... în lanul de ors. Lanul verde de ors. Vedeți cum are spicul un pic movuliu? Foarte frumos se vede. Firefly, how short is life? I dreamt we had
More than 20. Poze! Wow. Foarte frumos! Hai, mami, zi tu! Întâi Teo! Hai, Teo! Ne-am gândit că... Teo arată mai bine cu părul desfăcut, probabil și creț. Stă cu el în coadă de 3 zile. S-a spălat așa, a făcut baie în piscină așa. Trebuie să iasă bine. Te ajut? Hai, gașcă! Vine cu nepă! Așa pare. Spuneți-ne voi în comentarii dacă asta e cânepă sau nu. Da. Cu semnalizarea pusă. Acum trebuie să ne băgăm între două tiruri. Pentru că... suntem nevoiți să mergem pe contrasens, deoarece coada de tiruri ține... De unde ne-am oprit noi să facem poză? Gata, am ajuns la frontieră. Intrăm scurt timp în țară. România! De la graniță, direct pe autostradă. Popas! Popas! Mama și bunii au intrat la benzinărie. Iar noi așteptăm. Iar fetele dorm. Eu te o să trezic un pic, s-a culcat la loc. Vine și Mara. Ce miroase. A pui, a fermă de pui, a găinați de pui, nu știu de unde. Undeva e în zona. Suntem la Focșani, deci mai avem o oră și un pic. Și am ajuns acasă. Bine, am ajuns acasă. Oricât de frumos ar fi în vacanță, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Are văzut acasă. Și încheiem vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Aveți peste tot pe ecran vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și pa, 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 pa. Pa, pa.